Micii sportivi, care la sfârșitul săptămânii trecute au obținut performanțe în cadrul turneelor de fotbal și box organizate la Drobeta Turnu Severin, au fost invitați astăzi la Consiliul Județean. Președintele Aladin Georgescu i-a felicitat și le-a oferit câte un mic cadou în preajma sărbătorilor pascale. Mă bucur că sunteți astăzi aici. Chiar îmi face plăcere să fiți invitații noștri la Consiliul Județean, ținând cont de faptul că ați avut o performanță foarte mare alaltă ieri. Am fost și eu foarte atent și mi-a plăcut, trebuie să recunosc, în primul rând mi-a plăcut semifinala, unde ambiția voastră a fost extraordinară. Sincer, m-am bucurat foarte, foarte tare alaltă ieri. Mi-a plăcut cum ați jucat. Am rememorat și eu vremurile de acum vreo aproape 40 de ani, când aveam și o vârsta voastră și jucam fotbal, că și mie mi-a plăcut fotbalul. Eu vă felicit așa deopotrivă și pe copii, și pe antrenori, și pe părinți, pentru că echipa, până la urmă, asta este. Echipa mare asta este și chiar trebuie să dați dovadă de înțelegere între dumneavoastră și unitate și am văzut că asta există. S-o țineți tot așa, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor, să aveți un Paște liniștit și fericit alături de cei dragi. Astea sunt momentele care sau din care trebuie să câștigăm, nu neapărat din alea de pe teren și din afara terenului, ce se întâmplă acum. Să ne fie apreciate. De la muncă, seriozitate, atitudine, rezultate. Țin să vă mulțumesc și eu, copiii, ați fost minunați, părinți și nu în ultimul rând domnul profesor, care domnul Mihart și patronul acestui club, fără de care n-aș fi putut să realizez sau și realizăm împreună de altfel toate cele. Am și eu emoții așa cum așa, domnul președinte, prima oară că suntem în sala asta aici. Bravo, felicitări, sunteți un grup minunat, a jucat extraordinar. Din punct de vedere și fotbalistic, pentru că știm așa ce calități aveți. Apoi, ce m-a mulțumit pe mine a fost atitudinea, să știți. Fără atitudine nu puteți să realizați multe lucruri. Hai că mergem un joc, mergem. Da? Dar atitudinea a fost una incredibilă. Bravo! Sper ca pe viitor să ținem tot la fel, să avem evoluții la fel de bune, rezultatele la fel să fie unele așa care să ne mândrim. M-aș bucura dacă dintre voi pe viitor, așa, eu știu, să vedem pe Liga 1 și ducem pe la Naționala României. Mi-ați stârnit un sentiment pe care nu l-am mai avut de multă vreme cu privire la fotbal. Sentimentul ăla este emoție. Înainte, când eram de vârsta voastră, când jucam sau și mai târziu, aveam emoție la fiecare meci, al meu, al echipei mele favorite sau al naționalei. În timp, datorită performanțelor în declin ale fotbalului românesc, emoția asta s-a pierdut. La oamenii mari, emoțiile se pierd și din alt motiv. E, acum, după foarte multă vreme, și eu și toți cei care am fost în tribună, datorită vouă, am regăsit emoția asta pentru fotbal. Și pentru asta vă mulțumim. Bogdan Bețiu. Ați făcut o surpriză plăcută. Mulțumesc! Având în vedere că în weekendul trecut s-a desfășurat în Severin Cupa României la cadeți, la box, pentru mine, pentru noi, cei de la Consiliu, voi sunteți niște campioni, sunteți niște exemple pentru tinerii de vârsta voastră, chiar mai mici și chiar și pentru cei mai mari, pentru că e foarte important să facem sport în ziua de astăzi. Este în primul rând sănătos pentru organism, în al doilea rând, din punctul meu de vedere, ați trimite copilul la sport înseamnă ați educa copilul. Pentru că educația se face și prin învățătură, dar se face și prin sport. Cu atât mai mult, satisfacțiile sunt mai mari atunci când obții și performanțe. Vrem să vă mulțumim, în primul rând, pentru sprijinul dumneavoastră, pentru că ați fost alături de noi și la această competiție și de-a lungul timpului. Sprijin fără de care nu ne-am fi putut afla aici, să fim cu dumneavoastră, să ne bucurăm de aceste rezultate bune.
vă mulțumim din suflet și vă rugăm să fiți în continuare alături de noi, să putem să aducem noi și noi rezultate.